Bine ați venit la alegeri potrivite. Urmează o săptămână în care vom finaliza un parcurs de 2 luni și jumătate, un parcurs energetic care este încununat de o lecție a ceea ce am reușit să învățăm. O lecție a ceea ce am reușit să asimilăm, să integrăm, să înțelegem din perioada care a trecut. Nu este un extemporal, nu vă speriați, dar simțurile noastre sunt la cote mai ridicate, indiferent despre care din ele vorbim. Zilele acestea, luna ne face să avem emoții mai puternice, suntem predispuși mai mult la a reacționa decât la a acționa cu bună știință. Așadar, nu vă lăsați antrenați în tot felul de interacțiuni care vă seacă de energie, care nu vă fac bine și care până la urmă nu duc la niciun rezultat bun. Nu-i așa? Mai bine te oprești puțin, respiri și vezi mai departe ce se întâmplă. Tocmai de aceea, chiar ca parte a corpului nostru, rinichii sunt cei mai mult afectați. Fricile ies la suprafață, suntem mai încordați și s-ar putea să se retrezească multe aspecte pe care le credeam fie vindecate, fie pot apărea unele de care nu știam. Din terapia florală Bach chiar vă recomand crețișoara, este un remediu pentru frici cunoscute, sau aspenul, care este pentru frici al căror motiv nu-l cunoașteți. Coșmaruri, da? Când nu știți despre ce este vorba și de unde vine acea energie sau acel sentiment. Îmi place să cred că dacă observi acea emoție, acea teamă, reușești cumva să te liniștești puțin. Și prima întrebare pe care ar trebui să ți-o pui este dacă acea emoție, acea frică îți aparține sau vine din altă parte. Dacă ea nu îți aparține și pur și simplu este o rezonanță venită din mediul, din jurul tău, de la alte persoane, pur și simplu o să constatați că emoția și teama aceea dispare sau oricum se diminuează foarte mult. Dacă într-adevăr este a voastră, atunci respirați și întrebați-vă doar ce vrea să vedeți acea teamă, acea emoție, da? Ce vrea să vă semnaleze. Și o să vedeți încet, încet răspunsurile. Deci, hidratarea, apropo de hidratare și de apa de care avem nevoie, rinichii îi puteți ajuta și în acest fel. De ce vorbesc și de partea aceasta fizică și de partea emoțională sau de gânduri? Dintr-un simplu motiv, pentru că în mod conștient avem întotdeauna la îndemână remedii, acțiuni, emoții și gânduri pe care să le alegem, astfel încât ele să aducă un plus de energie, de stare de bine în corpul nostru. Da? Și în acest fel, de fapt, lucrăm pe fiecare palier, da? Și pe fizic, și pe mental, și pe emoțional. Aducem în corpul nostru, în toate corpurile noastre, lucruri pozitive, da? Până și suplimentele de care avem nevoie, vitaminele, dacă le luăm din alimentație, ajutăm foarte mult corpul fizic. Dacă suntem foarte mai atenți, da? La emoțiile și gândurile pe care le avem, le alegem pe cele benefice sau ne stăpânim, ne gestionăm mai bine aceste gânduri și emoții, atunci aducem un plus de energie pozitivă câmpurilor noastre emoționale și mentale. Și într-un final o să vedeți că alegeți din toate aceste medii, da? Fizic, mental, emoțional, sufletesc, mai departe, lucrurile și aspectele care vă fac bine. Și până la urmă, asta înseamnă să ai o viață conștientă. Chiar și uitați partea aceasta spirituală de vis care ne apare, nici aceasta nu este întâmplătoare. Ea
se modifică aproape în fiecare săptămână și este impregnată de tot acest amalgam și complex de energie care vine din întreg universul, de la planete, de la astre și din tot mediul înconjurător. Zilele care urmează, de exemplu, avem ca mesageri totem, da, ca mesageri ai naturii, păsări și animale, ciorile. Uitați-le drăguțele de ele în spatele meu. Le-ați văzut prin parc întotdeauna, sunt atât de deștepte, uneori ne întrec inteligența pe termen lung, așadar ar fi interesant să le priviți uneori și să vedeți cum de ele sunt așa neschimbate după mii sau poate chiar milioane de ani și încă fac față condițiilor acestea de mediu. În partea cealaltă dreaptă, ca exemplar al animalelor, al mamiferelor, este ghepardul. O felină foarte interesantă, impunătoare și deșteaptă. Deci, ia uitați câte elemente de inteligență. Așa că, probabil, Universul ne spune să punem și noi mai mult mintea la contribuție și să o folosim într-un mod util și benefic pentru ceea ce avem noi nevoie și cei din jurul nostru, bineînțeles. Și în partea mea stângă este un cristal foarte interesant, cred că mai puțin cunoscut, dar se numește spinel, este cristalul perioadei următoare, începând de mâine, și este foarte ușor confundabil cu smaraldul, cu rubinul. Înțeleg că, fiind foarte bine șlefuit, așa are unele reflexii extrem de interesante. Este un cristal destul de dur și ajută la foarte multe probleme diverse, da? Începând de la partea aceasta materială, de sănătate, până la protecție energetică, claritate, iubire, în funcție de nuanțele diferite pe care le are cristalul, și nu este doar varianta aceasta roșiatică, ci are și mai multe alte varietăți, de la mov, oranj, transparent și spre verde, violet. Puteți să vă folosiți, dacă rezonați cu cristal în această perioadă, spinelul pentru a-l ține la îndemână, a-l avea ca talisman, ca bijuterie sau lângă pernă atunci când dormiți. Nu se știe ce informații și vise vă poate transmite. Important, zic eu, să fiți deschiși și veți înțelege mesajul personalizat care vă apare. Să nu credeți că aceste animale, păsări sau cristale ne transmit așa nouă din univers anumite, nu știu, îndemnuri sau recomandări mistice. Nu, dar pur și simplu scot din subconștientul personal acele aspecte de care avem nevoie în momentul respectiv. De aceea îmi place să cred că folosindu-ne de toate aceste aspecte și remedii, alimentație, gânduri, cristale, animale, plante, păsări, putem să ne trăim mai conștient și mai eficient și mai ușor viața, pentru că suntem susținuți de tot ceea ce vine din mediul nostru exterior. Fie că este o alegere personală, da, aducem noi ceva în viața noastră, fie că vine de la oamenii din jur, de la mediul în care trăim sau de la universul acesta de mai departe. Toate, dar absolut toate, sunt formează de fapt un sistem care ne impregnează și ne infuzează permanent viața de zi cu zi, indiferent că noi o credem sau nu. Așadar, zic eu să le folosim cu inteligență, cu intuiție și să ne facem viața mai ușoară, pe a noastră în primul rând și pe a tuturor, pentru că
rezonăm cu ceilalți și ne stimulăm sau ne împiedicăm sau ne ajutăm reciproc în diverse situații. Așadar, un final de ciclu cât mai conștient și cu alegeri optime, benefice pentru fiecare dintre voi. Și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă rubrică Alegeri potrivite, ca să aflăm ce urmează să ne transmită Universul și de ce anume ne putem folosi.